Salutare frații mei lupi, eu sunt Big Wolf și astăzi vom învia oarecum o păpușă, să-i dăm drumul. Deci, doamnelor și domnilor, în primul și în primul rând vreau să vă spun că dacă chiar se întâmplă ceva paranormal, vă rog să dați share, să vadă multă lume sau să le spuneți prietenilor, să le spună prietenilor voștri să intre să vadă ce s-a întâmplat și să nu uiteți să te aboneze și să dați și like, desigur. Deci, în primul și în primul rând aveți nevoie de un cobai, în ghilimele, aveți nevoie de această foarfecă și de un pix. În primul și în primul rând trebuie să știți că păpușa, cobaiul dumneavoastră, în ghilimele, trebuie să aibă această etichetă. Eticheta care scrie de unde provine păpușa sau o etichetă, orice fel de etichetă, dar să aibă una. Cu pixul va trebui să scriu un simbol pe această etichetă. Acel simbol, din câte am citit pe net, va trebui să atragă spiritele, așa nou, din câte am citit, va atrage spiritele acel simbol. Iar cu foarfeca trebuie să îi tai un fir de păr, pentru că dacă iei ceva ce e al ei, al păpușii, dacă iei ceva gen, dacă iau firul ăsta de păr, e al ei, da? Nu. Dacă îl iau, ea vine după mine. Dar în funcție de cât iau, adică, dacă iau un fir de păr, ea doar mă va speria. Dacă iau, nu știu, umplutura dinăuntru, puful ăla dinăuntru, sau dacă iau tot părul, sau nu știu ce, ea va veni după mine în orice s-a întâmplat, va veni după mine. Pentru că își vrea neapărat acel ceva al ei. Și dacă se întâmplă chestii rele, am nevoie de această foarfecă și ca să tai, simbolul pe care o să-l fac eu, cam aici. Acum să vă arăt simbolul. Sper să pot să scriu, să-l scriu bine. Deci, din câte am înțeles, acest simbol va atrage spiritele. Așa. Deci, să vi-l și încadrez puțin, să vedeți. Așa. Deci, după cum vedeți, dacă s-ar și focusa, hai mă, focusează deodată. Deci, un fel de T, e un fel de J tăiat și niște ghilimele pe lângă el. Nu, acela este simbolul. Bun, acum să vă zic care chestia. O să tai un fir de păr, să vedem un fir de păr. Uite, acest, de exemplu, acesta. Stai să nu tai tot piciorul, că n-am chef să mă bântuie noaptea. L-am tăiat, da? L-am luat. Deci, îl vedeți, da? Îl vedeți, firul de păr. Bun. Îl punem aici. Dacă s-ar ști, perfect. Și acum, doamnelor și domnilor, voi sta la birou, deci voi sta la birou cu spatele la ea, ca să, într-un fel, dacă va veni un spirit în ea, să, ca și cum ar zice că nu e atent, hai să mă mișc și îmi iau firul de păr, ceea genul acesta, mă rog. Să-i dăm drumul, eu am să pun această păpușă, am să o pun aici și să vedem dacă se va întâmpla ceva. Mă, eu am văzut chestia asta pe net, o poveste, ceva pe net, am văzut-o, dar mai de mult, nu mai țin minte, acum o lună sau ceva, nu știu, habar n-am, mi-am și schimbat Google-ul, mi-am restartat, pe unde mai poți găsi site-ul ăla, habar n-am. Știu că am intrat și am văzut o poveste din care nu știu ce, că cineva a scris simbolul ăla, l-a creat ca să-și aducă iubirea de mult pierdută într-un război. Nu mai știu ce pana mea. Mă rog, dacă se întâmplă ceva, nu uita să le spuneți prietenilor dumneavoastră să vină să dea like, subscribe, să vadă alte chestii paranormale. Da, da. Deci, să vedem. Și doamnelor și domnilor, acolo este păpușa noastră, cobaiul, în ghilimele, să vedem dacă se va întâmpla ceva. Din câte am ține o minte, trebuie să fac ceva ca ea să zică ceva genul că ăsta nu e ocupat și hai să fac acum, hai să mă mut acum, ceva genul ăsta, că eu sunt distrat și să se mută ea, mă rog. Da, să vedem dacă chiar se va întâmpla ceva. Eu chiar sunt curios, n-am făcut niciodată asta, acum că am canalul meu de YouTube, m-am gândit să fac și să văd dacă se întâmplă ceva. Na, mă rog, cam trebuie să așteptăm puțin.
Așa că o să-mi scot telefonul de aur negru și am să mă joc și eu pe aici ce pot eu. Să vedem dacă se va întâmpla ceva. Dacă. Da, sper să mă văd și eu în pana mea. Sper să se vadă și ea. Sper să mă văd și eu. Cam... Cred că s-ar vedea. Da, se vede. Oh, bun, e bun. Pana mea, habar n-a. Green, nu știu ce, nu înțeleg absolut nimica. What the fuck? Dude, ce s-a întâmplat? Ai de măsa, mi-e frică să mă apropii de ea. Băi, ești prost! Uitați-vă! Vă vedeți cum îmi tremură mâna? Ai de mă... Bă, ce s-a întâmplat, bă? Deci mi-e frică să o ating. Bă, mai sari? Bă, ce s-a întâmplat? Bă, deci nu știu ce s-a întâmplat să-mi bat pixul. Alo? Mai ești acolo? Mai ești viu? Mai bine vin. Iau asta. Nu, stai. Deci fiți atenți, am luat foarteca, da? No bun. Bă, dar mi-e frică să-mi bat pixul. Oare fac ceva cu ăsta? Ne. Mai bine iau ăsta. Nu, stai. De nu fac nimic în spate, deci să nu... să credeți că fac ceva genul ăsta ca să o mut sau ceva genul ăsta. Deci, vă spun sincer că... Stai că țin foarte ca mâna asta altă. Vă spun sincer că habar n-am ce s-a întâmplat, deci... Nu știu. Deci, pur și simplu, nu știu ce s-a întâmplat. Acum o să-i tai prostia aia. Bine. Unde-i prostia aia? Dă-o mă. Bă, deci n-am făcut nimic, ați văzut. Ai de măsa că era să provoc infarct sau cum se numește. Bun, dar ar fi fain și să-l pot tăia și să se și focuseze, dar stați că fac ceva genul ăsta. Știu că e foarte urât. E foarte, foarte urât, dar da. L-am tăiat. Haide mă, eu pun asta în aici sus. Eu pun asta aici sus. Dumnezeu să-ți dea sănătate. Și asta va fi, nu știu ce să fac cu prostia asta. Cred că... Stai să se focuseze, dar mă învăță că nu se focusează, dar mă rog. Deci nu știu ce să fac cu prostia asta, habar n-am ce să fac, deci tremur nu mai pot. Deci vedeți, puțin așa, vedeți cum îmi tremură camera. Deci chiar nu mai pot, deci mie, bă, niciodată nu mi s-a întâmplat prostie genul ăsta, deci nu știu dacă o să mai fac. Vai Dumnezeule Sfinte Hristoase, și mai am 2 minute. Vai Dumnezeu, deci v-am lăsat, dacă v-a plăcut dați like, share și un magnific subscribe și spuneți-mi în comentarii dacă v-ați speriat, deci nu mai pot. Tot dracului de ea treabă.